Un bărbat de 25 de ani acuzat de agresiune sexuală în plină stradă a fost prins de polițiștii Capitalei. Tânărul a fost identificat și dus la secție la scurt timp după ce o femeie de 34 de ani a sunat la 112 și s-a plâns că un necunoscut a atins-o într-o zonă intimă și apoi a fugit. Polițiștii au descoperit astfel că bărbatul e cercetat și într-un alt dosar de agresiune sexuală. Cu mai puțin de 2 luni în urmă, el ar fi atacat exact în același mod o tânără de 25 de ani. Individul este acum reținut pentru 24 de ore. Potrivit unor surse, tânărul le-ar fi spus polițiștilor că e student la teologie.